Ia-o pe toate, ia-o pe toate. Hai, pe Cu varză? Mm -hmm. De la mea Mihai. Mm. Nu-ți merge cu vinul ăsta. Mm -hmm. se ce pătinte dobrogeană. în Dobrogea se făceau două, cel puțin, din știu, eu, brânză și pește. E aluat gen dobrogean. Da. Și, și, pentru că românii, a pentru că e e ca să o vândă să nu-i zică machidonească, au preferat să-i zică dobrogeană ca să nu de existe ce? problema asta de, de marketing că e machidonească. Să nu are pară ceva străin. Să nu pară ceva străin în lumea aia dobrogeană okay. de după 1918. Eu așa mă, imagine. imaginez. Lumea are o versiune față de machidon, cel puțin în dobrogea, dar nu aversiunea aia la modul ăla xenofob, știi? Dar uh -huh. ei, pentru că au avut tot timpul bani, Macedonii și oi, și, a, a, o, oamenii au muncit, adică să ne da. înțelegem da? Era așa o aversiune ai machidon E bine, aversiunea da. era explicabilă pe de o parte pentru că ei munceau și mai mult la negru decât cei din Imperiul Austro-Ungar Că dacă lucrai în Imperiul Otoman și făceai da. avere, averea aia avea ca fundament o corupție da. Tot timpul, dacă erai afacerist în Imperiul Otoman, dădeai da. da. pe șcheșul da, da, da. la începutul lunii Îți plăteai toate șpăgile de care era nevoie După da, care îți da. vezi de treabă Cum spune tata Erdogan până în zi de astăzi Domne, poporul turc e un popor uh, da. De comercianți Care trebuie sprijiniți Și ajutați să vândă tot Câtă vreme vindeți tot De la haine de blană până la aur în afară de droguri Noi la începutul lunii vă luăm o taxă Care e unică la toată lumea, dați drumul la business da. Este un alt concept legat de chestia asta da. Și cred că dobrogenismul acestei plăcinte Dacă mă întreb, e tot o teorie, habar n-am Poate veni și de la faptul că există totuși o acceptare că de la giantăc, de la șuberec și de la, de la aluatul stratificatul asiatic pornesc Corect. de fapt toate astea, chiar dacă da. denumirea placenta vine de la latinescu treaba aia care iese de mamă când fată puiul. Nu știu cum tuturor este vorba de foaie. Și foaie, foaie, foaie exact. Da, exact. exact, exact. Mai pe tuturor este vorba despre nea Mihai, care este un nene care are din 80 și ceva mandatar. Am mai vorbit despre asta la podcast care are mandatar. Făi, mandatar a, 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 a fost în 85, era jumate privat, și jumate de stat. Care se ocupă de, 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 această... Plăcintă și făceau șuberec și bragă. Da. Erau mandatari. În Mangalia, când eram eu copil, era o plăcintărie, dar nu mai știu cum îl chema, era, era o familie, nu, nu, mai știu cum îi chema, dar făceau... Era un fel de airan, dar mai românizat, așa, era mai gros. Și nu era foarte sărat. Ca o sana, Era un fel de sana, da. Airanul trebuie să fie sărat. Noi nu avem gustul ăsta să... Mi-e place foarte mult Airan. Uh -huh. Spală foarte bine. Adică turcii care mănâncă foarte gras și foarte mult, cu mezele alea și așa, se invenția din levant. Clar, da? Clar. Uh -huh. Turcii aveau nevoie să spele palatul Adică, vezi, ei au descoperit niște chestii care în ziua de astăzi, nouă, ni se par niște, mamă, ne spălăm palatul după fiecare fel de mâncare. Frate, oamenii ăștia făceau chestia asta de mii de ani. Păi dacă de îmi permiți au... o glumă, palatul vine de la palatul Tokapi de la Istanbul, da, da, da. că la palat Da, ei <laughs> bolta palatină azi, da. cu Iran da, 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 da. pentru da. că avea și puțin calciu și spăla foarte bine, neutraliza. De asta la degustările de vin se dă între vinuri pâine, mm -hmm. știi, care e o bază. Nu Și are și picătura de aciditate. La fel și cu iranul, Și după aia că ei când treceau de la legume la cărnurile alea de le făceau ei, cum să numesc frigăruile lor. Un fel de șiş Și da, lor. Așa? Trebuiau cumva să schimbe gustul și atunci la Iran, Dar în vremea copilăriei mele era plăcintăria asta unde făceau erau niște tăvi de alea mari cu plăcintă dobrogeană, mai mă cam că am luat ăsta așa, era mult mai crispy a ăla și era. Și asta a fost scris pe da? asta, în pungă, s-a da, făcut. Da, condens. Da, da. Uh, și era. Uh, brânza dobrogeană pe care o făcea și bunica mea se puneau părți egale de brânză sărată cu brânză dulce. Uh -huh și cu sana aia era ceva de vis. Brânza, Dobr brânza dobrogeană care are un caracter și un gust, tu știi că l-ai -ai întâlnit așa asemănător când am fost la Teleorman, la Ivan, când el avea tot carabașul stilul ăla Na. de, de Na. O, o oi dobrogene, este mult mai uh, puternic influențată de ierburile de, de, de câmp. Băi, se simte... eu vin dintr-o familie de ciobani, deci bunicul -a, a fost E diferită față de telemea și de Sibiu. pe Canarale, Canaraua este dealul înalt care se duce ce abrupt în Dunăre. Uh -huh. aia se numește Canara în uh -huh. Dobrogea. Nu știu dacă există în altă Sunt sigur că parte e un de... cuvântă Eu e Cu oară când eu, eu Na, ce nu -am -am să nu eu ce vreau să întreb este o exista în altă parte a României cred. cuvântul nu Canara, nu cred, nu, nu cred, cred că există. nu deci cred. Dobrogea, topalul e pe niște Canarale, adică nu. sunt niște dealuri înalte, parte din fosti, foștii, foștii her, mulți hercinici, așa, cei mai vechi mulți din Europa, și după a se terminau abrupt, abrupt așa, exact cum vezi în Țara Bașcilor, cum vezi. Și era creștea un cimbru din asta diferit față de cimbru din Transilvania uh -huh. foarte diferit avea miros de cimbru dar făcea niște flori mult mai mari, tot mov uh -huh. și băga oile pentru că nu era dat agriculturii era foarte abruptă și nu era, ei nu o foloseau. Dar, în schimb, băgau la acolo iar laptele pe care îl făceau din din, oh, wow. din chiar, chiar brânza influențat. pe care îl făceau din laptele ăla, frate, era ceva ce nu găseai în altă parte. Adică da. fără discuție. Și mi-e îmi pare foarte rău că Dobrogea satul ăla, a ajuns pe mâna unor Golan după Revoluție. Golan sunt și în continuare. Așa? Și ei au arat canaralele alea. Le-au da. arat și le-au lăsat în paragină, Dar rândul le au scos... 5. Era mai -au de plată perenă, le știi? Da, da. Le-au arat ca să ia subvenții de la europeană, ceva Combinații de astea uh -huh. făcute după Revoluție ca să se îmbogățească unii și alții. Și tradiția s-a dus pentru că brânza aia putea să fie o brânză cu un D.O.P. Uh -huh. frumos în zona aia acolo. Canaraua nu e doar în Topalu, Merge de la Hârșova și se duce până la Cernavodă, că atunci face, atunci uh -huh. e abrupt. Uh -huh. Dunărea, Imeni, uh, toată, toată partea aia aveau canareale și făceau uh -huh. brânza asta care era senzațională. não não é mais fácil Nu se mai face pentru că ea își vând laptele la cisternă și cumpără brânză de la magazin. Și, oricum, pentru că s-a branduit foarte bine ce discutam și noi, brânza de Sibiu, atât de bine încât noi am întâlnit în. Nu în mai excursiile contează. Noastre din, țăran din multe zone ale României care din vând brânză de Sibiu, și din Oltenia, da. care vând brânză și le de Deci, nu și doar atâtea da, da. Dar statistic nu sunt pruni în România, da, câte da, 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 țuică da, de E statistică făcută de lumea europeană. Și nu sunt porci în România, câte jumări se fac. Adică, astea sunt niște statistici. Da, da, aici trebuie să intervină cineva cu un sistem bine pus la Dar nu, dar mai mult decât atât s-a ajuns la o, să zicem așa, o, o chestie dusă la extrem încât clientul nu mai cumpără dacă nu știe că este de Sibiu telemeau, adică în, mod, în, momentul în care clientul vine la teșgă, primul lucru pentru el e de Sibiu. E de Sibiu? Știi? Deci, prietene, că e... avem telemea în Așa a telemea. și fost educat umul, știi, de asta trebuie... Pentru că era o chestie... Pentru că, pentru că pe vremea... Alții, vezi, mentalitatea asta se schimbă în, în foarte mult timp, iar pe vremea aia singurii care aveau voie erau un fel de mandatari, erau un fel de uh, agenți comerciali sub o altă formă, sibienii că păi ea nu i-a colectivizat Ceaușescu, Nu a avut curaj și singurii care aveau voie să se plimbe cu produsul lor prin țară erau sibienii. Și mai erau și macedonii de jur împrejurul Bucureștiului. Macedonii de jur împrejurul Bucureștiului, dar doar anumite care familii, au rămas vezi, care au rămas. O parte din, bun, lăsându-l la o parte pe Neam Mihai, nea Mihai, totuși până în 2000 a folosit propria lui brânză uh -huh. și din 2000 a început să cumpere brânzele mea de la market. Omul no, mi-a da. mi spus o de 20 de ani eu nu mai folosesc brânza no. mea. Eu nu m-am întâlnit cum de aia, lui. Recunosc că nu stăteam în București pe mea. Correct. Dar sunt anumite familii de macedoni, despre care am să spun doar că astăzi copiii și nepoții lor spun cât au suferit ei în perioada comunistă, dar în același timp distribuiau marfă la greu de jur în jurul Bucureștiului, dânpi pipera până în capătul ăla. Dar o fac în continuare. Sunt oameni care fac chestia asta în continuare. Eu azi nu mai știu, dar știu că se întâmplă atunci. Machidonii eu am făcut niște chestii cu Dragoș Lumpan, tipul care. Îl știm și noi. Ultima transformanță, da. Da, da, da. Cumva vezi lucrurile astea fără să cunoști omul și să știi ce a făcut el înainte când provii din același teror lucrurile sunt cam la fel. Pentru că eu mi-aduc aminte tatăl, tatăl bunică mea, celebru moșniță, care era cel mai ursuz om pe care l-am cunoscut în viața mea. De unde era? Unde se născuse? Ciobanu. De unde, Ciobanu unde sunt În Ciobanu. În Ciobanu. în, Ciobanu. era etnic român? Era român, moșniță. Dar moșniță, între cele două războaie mondiale, a plecat, a plecat în Macedonia. Să învețe să facă brânză. Deci el a făcut o școală de oieri Era, era, numea... era foarte populară Într-unirile în astea În Albania, în M Macedonia, da. în România Z zona în... Acolo, da. în zona aia acolo În zona da. aia română din da. Albania În da. ma... zona da. aia muntoasă uh -huh. Și l a învățat uh -huh. să facă brânză Și a venit cu un alt stil de a face brânză Bine, după aia au venit comuniștii I-au luat tot De fapt, moșniță nu i-au luat foarte multe Nici nu era foarte bogat Dar a fost un destă mai cu forța așa Și a, și -a păstrat măgarul și 10 oi Asta țin minte <laughs> Și cred că Uh, el a devenit ursuz după ce a pierdut tot ce a învățat el acolo și toată averea agonisită uh -huh. Pentru că eu mi-l aduc aminte pe moșniță ca pe un, pe un om foarte rău Dar nu rău la modul că era violent cu noi Ci era un om foarte ursuz Strict, Strict. Uh -huh. Era un om mic, avea o mustață ca Charlie Chaplin așa Tot timpul o cămașă ridicată vara iarna și iernile în Dobrogea sunt crunte. Sunt oribil, adică da, da, da. zicem că la munte e frig, nu mm. nenică. La, la munte protejează muntele de vânt. Da. Nu bate crivățul da. la nenorocit. Iernile în Dobrogea mm. și verile în Dobrogea sunt crunte, adică oamenii când se moare iarna în Dobrogea e o problemă să l îngropă la ăla, că trebuie să dai în stâncă să sapă pământul. Mm -hmm. De-aia de uh, cioclii din Dobrogea, era cel puțin din Topal, erau niște bărbați foarte puternici. No. Sigur, er erau ei mai proști din sat, <laughs> dar nu asta era ideea. Dar erau niște bărbați cu niște brațe și cu niște palme. Mm -hmm. Și înainte forță, cioclii munci. puneau și pe ea, care avea un sistem imunitar foarte, foarte bun, că toți suntem în epoca de pandemie, că dacă erai genul de om care aveai acest noroc al sorții, al loteriei genetice, S dacă vrei să poți să pui mâna pe un mort bolnav și nu da, pățeai nimic, nu de erai, nimic cioclul erai, perfect. erai cioclul perfect. Da, corect. Da. Așa, și moșniță, pentru că el devenise un om foarte, cred că frustrat, adică viața l-a făcut să devină, repet, nu rău, ursus. Cred că ursus e termenul. Așa, el toată ziua își păștea alea 10 oi, câte de dracu avea, 10, 12, 15, ori, ori, o mână de oi. Uh -huh. da? Așa, avea cel măgar, se ducea prin lunca dunării pe acolo și se întorcea acasă și sub un salcâmp, tot timpul cu o țigară în gură, el făcea unt. Oh, wow. Da? Un putinei, un putinei. Bătea, deci, Bă, toată ziua Adică nu Super. o oră frate, Toată ziua na. Și eu mi-am dat seama acum mare Pentru că încep să-mi retrăiesc copilăria Și să-mi dau seama de anumite lucruri Care să mă ajute pe mine în carieră Îmi dau seama că el făcea chestia asta dintr-o frustrare El își revărsa Nervii În bătutul, în, de, în unt. bătutul na, de unt Sigur, așa un unt pe care l-am urât Eu multă vreme am urât acel unt Era galben am e că mașa ta, da, așa, da, da. sigur, făcut manual. Da, era făcut cu nervi... Așa. Era foarte, era foarte pregnant mirosul de oaie. Mm -hmm. da, aș da, mm -hmm. Acum aș plăti mulți bani. Da, nu a știu, a acum am să zic, nu știu unde mai găsești unt de oaie, să fie sută de de lapte galben, galben, de oaie. Cum spui tu. Da. Galben. Da, da. Și ne obliga să mâncăm untul ăla că ne spunea că e sănătate, curată, ceea ce probabil așa și era. Într-o cantitate moderată. Ne obliga și noi luram. Iar pe moșniță nu trebuie să le refuzi la masă. Masa începe la ora 12, nu conta că ești bolnav. că Stăr, ești. Bine, el a prins și foamete, deci da. asta cu refuzul la masă nu, nu se este vorbea la generația masă. aia. Te la deci nu se vorbea la masă. La masă, la moșniță, nu se vorbea. Dacă vorbeai, te ridicai și plecai. Vedem cum trecem și noi de pandemia asta și o să vedem cum să ne comportăm și noi peste 10 ani la exact. masă. Dar înainte da. să continuăm discuția și mi se pare foarte interesantă și o să continuăm, lasă-mă să te prezint. Radu Dumitrescu, Owner chef la voala. Hai, owner un, bucătar. Hai să owner bucătar. Știi, owner bucătar. Ca mea cu dar, da, da, suntem mulți șefi și puțini exact, exact, în țara exact, exact, asta, asta exact, e o corect, 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 corect. Sunt de acord cu tine, dar am zis să te, să te ridic Prezint în... conform cărții de vizită. Exact, exact. <ră> da, te scriu, da, Exact cum te scriu ăștia. Când, scrie, când scrie, te invită la, da, la tot felul de... bloguri. exact. Scrie bucătar la mine pe carte de vizită. Nu, dar atunci cum scriu pe bloguri oameni. Da, omul care se ocupă de voala bistro și deja are o vârstă bătrânească, să spun așa, în anii restaurantelor și te felicităm pentru asta. Că asta înseamnă că e mâncarea bună și constantă și oamenii s-au obișnuit acolo. Te ocupi și de Lovin. Este un wine bar slash bistro în Dorobanți care se ocupă cu vinuri foarte bune. Uite, ne-a și adus un vin astăzi. Și îți mulțumim foarte tare că ai venit la podcast. Povestește-ne, Radu, despre locul copilăriei tale. Uh... Spațiul unde ai copilărit, ai copilărit mai mult la bunicii dinspre mamă sau la bunicii dinspre tată, Măi, vacanțele și așa mai departe? Familia mea a fost un mix interesant de țărani dinspre partea maică -mi. așa cu un bunic care a fost președinte de ceape. unde unde erau? Topalu. Aha, topalul deci ăștia de sunt Constanța. cei din, cei din da. Topalu, ok. Deci bunicul meu a fost argat. Argat, da? Săraci, 10 frați, argat. Uh, munceau pentru cei mai bogați din sat uh, li s-a îmbolnăvit o soră și a cerut drepturile simbria să cumpere o găină pentru că era cultura aia când e bolnav trebuie să facem o ciorbă de găină. Mm -hmm. asta, a, asta, o scrie și Marin Preda în Moromete, dacă țineți minte, când mm -hmm. a tăiat o abei găina ca să-i facă lui asta sa pe care a dus-o căruță. Dar a, a rămas în tradiția populară, a tradiția... rămas asta cu supa la când ești răcit. Și, e... la bolnav, și, nu doar, dar, și nu doar la român. Dar, da, peste tot. Dar e o chestie care funcționează. La... La... Eu da, care funcționează. Da, da, da. Sigur că funcționează, evident, că nu trebuie să rădăcinoase și mămăliga aia de mei sinistre, că n ce să mănânci altceva, când vii cu supa aia de găină nenică, deja ești împărat în casa ta, cum ziceau englezii. Uh -huh. uh, în fine și n-a vrut să-i dea simbria a furat uh, acest domn la care lucra bunică mea la tifundiarul din Topalu avea un cocoș pe care îl plimba pe mână, un cocoș pe care, care se numea Gogu eu am avut-o când fac <cute> meniul de, exact, meniu de, de degustare tine, la Voala am pilaful Gogu și vin ce și tare. spun povestea Luana Rossi am povestit povestea asta cu pilaful Gogu și i-au furat cocoșul pe care l-au tăiat, l-au mâncat, ha, nu mai știu dacă sora lui a supraviețuit sau a, asta, chiar asta nu mai știu, uite să -o, o întreb pe maică mea uh -huh, într zi uh -huh. și ăla nu și-a mai găsit cocoșul și a dat seama că i l-au furat așa și a pus, a, a trimis jandarmii să-l aresteze pe bunică meu, mama lui bunică meu, bunică mea a fugit de acasă Mama lui bunică miu s-a opus acestor jandari, mi-au bătut-o, în fine, femeia a decedat mm -hmm. în urma acestei bătăi, dar nu știu da. dacă pe Bom. moment sau -au a avut zile, ceva sechele da, și da. a decedat într-un da, timp, da, da. habar n-am care a fost ăla. Mm. Iar bunică miu dintr-o frondă din asta a intrat în Partidul Comunist. Așa da? intrau majoritatea Așa oamenilor intrau... săraci pe vremea da. aia. Așa, este a fost același cu... caz cu cazul bunicului da. meu, tatăl tatălui meu, care venea dintr-o dintr familie tot de țărani din Boteni de Argeș. Același mm -hmm. lucru se întâmpla și de fapt am și citit recent că primele 50.000 de carnete de partid, mm -hmm. cu excepția la 100 de șmecheri, erau niște oameni extrem de amărăți. Cam da. cei mai sărași dintre sărași și e explicabil. Pentru că când a, venit, de de când a venit frontul plugarilor în 47 și a dat pluguri moca în geaua la toată lumea, da. se poate pune totuși această întrebare pe care nu o putem pune noi acum, da. fără să ne înjure neapărat oamenii de pe internet. Da. Domnule, cine între 1847 și 1947 a mai oferit vreodată 70.000 de pluguri moca? Poftiți! Corect! Și atunci îi înțeleg de ce voi 70 de mii plus nevestele, de, da, 150 de, oameni, de da. mii de oameni. Adică da. eu am înțeles că alegerile alea s-au furat în 47 și chiar s-au furat. Dar nu se puteau fura dacă erau votați doar de 5%. Da. Înțelegeți da. ce no, vă spun? Ele s-au furat la nivel de fost, câteva a fost, a fost procente, fost un, fost cum se întâmplă și azi. un interesant da, da, ăla cu da, plugurile Da, atunci. da, da, frontul plugarilor, a, că ăsta e a de speculat, fapt strămoșul Partidului Comunist. A, a speculat dorința românului de a avea proprii... Pentru că e, e, e chestia aia, la toparul. Dacă Vezi, vezi mă, futui Cristosul, mă dacă n-ai lucrul tău. Mm -hmm. Știi, când ai plugul tău, te simți... Frate, zici că ești milionar, adică da, eu da, am plugul da. meu. Și cel puțin în 47, că din prin anii 80 au început da, să plângă da, n-au tractorul fel, lor. Așa cum e, da, la fel, știam da, lucrul da. meu, nu mă mai interesează. Da. Țăranul român, în, în afară de faptul că el a fost tot timpul vitregit de soartă și... Și mutat în... de colo-colo, pentru că exact. țăranii ăștia dobrogeni românii nu erau de acolo, au fost păi, mutați în cea mai bună măsură pe vremea lui Iorca. Da. Familia lui bunică mea este jet-be-jet, jet moșniță și Dinainte de primul război mondial? e jet pe jet Dinainte de primul război mondial? Da, Înseamnă da, da. că era o minoritate, că era o minoritate da. românească acolo în Dobrogea înainte de primul ei război fost, mondial. Eu au fost din, din tată în fiul. Schimb, bunică meu, tata, moșul bunică meu a venit de lângă Ayud Aha, iată. Turta. Păi exact de ce vorbeam noi asta în la perioada respectivă în Dobrogea de popularizare și de... Proiectul de colonizare exact. al lui Nicolae Iorga când s-a terminat războiul balcanic. Au de austro-ungari, da, care îi da. persecutau, și au venit și au găsit aici... Da, dar era un deal mult mai era bun un deal, pentru că era când s-a terminat perioada războiul balcanic uh -huh. în Dobrogea, pentru că Dobrogea a fost anexată regatului României, regatului vechi, înainte de Marea Unire din 1918, Nicolae Iorga, care era prim-ministru pe VMA, a organizat un lucru despre care nu o ne rușinește, despre care noi nu prea vorbim, din păcate, în istoriografia românească, cel mai eficient proiect de colonizare din istoria României. A adus Machidon din Albania și Grecia în deosebi, cărora țăranii le-au zis machidoni, da. pentru că primii au venit din Macedonia, dar o minoritate, foarte puțini machidoni da, da, da. sunt din Macedonia, puțin de tot, majoritatea erau gramosteni din nordul Greciei și fârșeros din Albania, olteni, moldoveni și țărani amărâți din Ardeal. De ce? Ca să aibă o masă de manevră ortodoxă sau măcar greco-catolică creștină în Dobrogea, schimbând totodată și trimințând turcii tătari peste apă, în Anatolia. Da. Iar acest proiect de schimb de populație s-a făcut foarte rapid deja la 1918. Bun, la 1918 a intrat Ferdinand în Alba Iulia, dar la 1919 a început administrarea de facto, deja pe la 1920, cam jumătate din populația Dobrogei devenise creștinească, în ciuda faptului că cu 10 ani înainte erau Era, sub 15%, la sur, da, erau da, harapi. Da, da, erau erau, erau harap negri, erau sirieni, da, 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 da. erau cerchezi, cârgâzi, becnegi, o grămadă de neamuri. Da. Dobrogea e un mix foarte interesant de da de cultură. Păi de asta și eu a Dobre, dezvoltat și de gastronomie din punctul meu de vedere. Cea mai o, mișto. mai mișto dovleac. Lucru pe care îl întâlnești doar în Turcie. Da? Da. Da? Orezu, ei da? pun rodie, pun da? îl duc la da. alt nivel, ca au de unde. Dar da. noi am luat doar sărăcia și făceau... Mie mi-a plăcut chestia asta. Era o chestie care îmi rămânea în gât dar mi-aduc aminte. De orezul cu o o dovleac. Și, vleac, și gustul respectiv îl ții până... Da, și o să-l ții da, până se, bunică să... Bunică pe Care firbea, cineva din bistrița nu-l are. Exact. Bunică are, fierbea și, și numai bunică mea. Moșii din sat au fost singurii. Adică de la ei nu s-a mai păstrat obiceiul care fierbeau căpățânile. De taur sau de berbec și le mâncau cu usturoi. Uh -huh, uh -huh. Era Ca pe rasol, gen. Un fel de rasol, dar doar da. din căpățână. Da, da, asta da. Influența asta ardălenească, la mine în familie era foarte pregnantă, bunica mea făcea sloi. Da, da, asta a venit sloi și pe filieră ciobănească. De uite, după. mai ales că tu spuneai mai, mai înainte și de faptul că uh, ați crescut, uite, bunicul tău făcea unt, uh, brânza respectivă, oile din te tragi într-o familie de ciobani până la urmă de acolo. Toată chestia asta a venit pe filieră ciobănească și schimbul ăsta, știi foarte bine cum zicea, uite că vorbea de Dragoș Lumpan, cum zicea în proiectul lui, ciobanul din în care a ajuns să se instaleze în Sibiu. Da? Deci tot prin transumanța asta e tot timpul și-au și schimbat... Dacă vrei, culturile culinare... Și bă, cum discutam cu Cosmin Dragomir ultima dată, Cultura culinară era posibil să existe cu multă vreme înainte ca noi să avem denumirea produsului. Uh -huh, deci uh -huh. plăcinta e foarte probabil ca ea să se fi făcut înainte de cucerirea romană, și de asta... dacă vrei. I-au zis plăcintă după, dar asta nu înseamnă da. că foaia cu conținut înainte nu exista și să o există. fi chemat altfel. Și de, de asta găsești sloi da. în Dobrogea, pentru că sloi este o, o mâncare care se face de munte. Este o mâncare, de la definiție, dacă vrei, de munte, de frig, de ien grele, de, uh, nu știu, de trecut iarna, să zice așa, că grăsimea practic se face o carne ca la garniță, ținută foarte mult și se face cu, sloi, cu grăsimea Cu cu mine, sloiul e o combinație interesantă între garnița noastră uh -huh. tradițională și terina franțuzească. Exact, bravo, uite, mai, mai bine nu puteam să zic. e o combinație foarte da. interesantă, pentru că Slow, un sloi bine făcut are o parte de confiere franțuzească uh -huh. fără ca noi să știm, bă, adică că da. bunica mea probabil că știa de Franța, doar de Paris o fi auzit ea. No. Dar nu am nicio legătură cu Franța, adică... Pe de altă Dar parte... bunica mea cătea cu unt. Da, 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 da. da. Pe păi asta. Și pentru asta, asta că aveau e, unt. E, e, e amplu ulei Nu făceau, dar făceau unt și găteau cu unt. Că și Bine, asta merge pe, o, pe o, chiar merge pe un șir mult mai mai lung. Că... Și să nu uităm un aspect. În secolul XIX, în Dobrogea au fost colonizați de către Imperiul Otoman familii de germani. A existat o populație importantă germană dobrogeană, care erau constructori de poduri și de drumuri, erau pe infrastructură. Uh -huh. Printre ultimii sultani. Pe ce să și facă nemții? Pe ce... Pe ce Printre să ultimii nemții. sultani înainte de a veni a care a zis dau ăsta jos din cap și mă în costum și ascultăm jazz și rock and roll de azi înainte, printre ultimii sultani au zis hai să aducem să ne facă infrastructură că deja Imperiul Otoman pe la sfârșitul secolului XIX să cam prăbușea așa un pic și au adus germani, să niște familii, au fost niște familii de germani deosebite în Dobrogea și pot să vă spun că am avut oportunitatea la Berlin să cunosc o doamnă care provenea dintr-o familie de germani din județul Tulcea. Ce tare. Care este absolut înfricoșător, adică eu când am auzit-o am zis, da de unde sunteți, doamnă, de la Sibiu, de la toate, Timișoara? Eu acum îmi explic că în Topalul era o moară ai, Iată, care a funcționat aproape 100 de ani ceas. Iată, iată. Aia cu siguranță n-a fost asta făcută de vreun tur. Da, asta zic, asta zic. zic, adică, dar tot de turc a fost făcută, că contează cine plătește până la urmă. Da, nu, da, spune <laughs> e german, da, adică da. cu siguranță da. niște Nu, sau... dacă să ne întoarcem la asta cu, cu sloiul, chiar de asta, de asta, zic, e legătura asta, uite, de asta tu te înțelegi foarte bine, de exemplu, cu Bebe, de la Sibiu. Da. Că aveți chestia asta, sloi. Păi sloiul, să vină un om din Dobrogea să-mi spună că la el se mănâncă sloi, pentru mine este mind-blowing, știi? Cum a ajuns sloua acolo? Și după aceea se Uite, fac în cap adus, conexiunile astea cu ciobanii. -au adus cu oamenii ăștia. Da, frate. Și sloiul e o chestie care poate fi. Adică, în afară de faptul că pentru noi, bucătarii, e o chestie absolută sloiul. Uh -huh. Adică, eu, partea practică pe care nu au bucătarii, o, au civili, cum le spunem noi, este faptul că sloiul ține. Uh -huh. Adică, îl faci Norman. la putină și le la câmp. Norman. Vară, iarnă, mânânânând Că că nu se mai strică, frățioare. Ăla este un tură cu. Și ține, ăla are. O, au, au, învățat să facă sloi în partea asta și pentru că era o zonă mult mai călduroasă. Noi nu atârnam slana la... Păi, mă gândesc. Da, atârnam peștere. Noi atârnam pește Păi da, pentru că ne întoarcem iarăși la clima din Dobrogea și vântul. De asta este tradiția asta de uscatul peștelui, că eu când am, am mâncat prima oară saramură, de exemplu, de pește, ce am bă, frate, saramură de pește și spune și da nu, 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 saramură de pește nu se face așa în Dobrogea. Saramură de pește e pește la cu sare ținut uscat și după aia pus și niște apă caldă cu niște piper cu foaie de dafin. Aia se numește și scor, în anumite locuri, se face doar Așa. cu ștucă și se ține, se schimbă de mai multe ori apa pentru că eu puneau foarte multă sare ca uh -huh. să țină uh -huh. și o schimbau în mai multe ape, fierbeau și fierbeau cartofi, fierbeau peștele, fierbeau cartofi, făceau un simplu mușdei. Uh -huh. Așa, aia e un fel de saramură, dar are o denumire specifică. Saramura în Dobrogea se face, cel puțin în zona mea, se face din, din pește proaspăt. Ce spui tu este rasol. Ok. Ce spui tu, peștele sărat, da. de sărat, peste noapte, da. la era sol. Saramura se face din pește proaspăt cu legumele pe care le ai la îndemână, doar că uh, niciodată nu se fierb toate la un loc. Saramura, la mine acasă, se făcea cu pește la grătar niciodată tigaie. Deci, Saramura se făcea în zile Am de sărbătoare, frumos, cu peștele la grătar sau la tablă. Uh -huh. Era foarte important acest aspect. Toate familiile aveau o tablă pe care prăjeau peștele. Sub foc de lemne Și adevărată chestia asta că se mai și cu mațe și cu totul Și cu solzi și cu Am văzut semn de la Băi, cineva din Nu, două. nu, uh -huh. nu se făcea așa Adică okay. eu n-am văzut Evident că se curăța peștele de solzi nu, uh -huh. Solzii de multe ori rămâneau Cel puțin la peștele mic uh -huh. La ăla mare crapul la ăla mare care are solzi atâta N-ai cum păra, n-ai cum să-l mai mănânci uh -huh. Dar se făcea peștele separat pe tablă Se coceau legumele După care se fierbea niște apă cu vin Dacă aveai vin, dacă nu puneai oțet Oțetul. A, aciditatea din mâncare oțetul în, în, pe care avem nevoie în, cu toți. În peștele din Dobrogea, cum mediteranenii au lămâia, da? Noi nu aveam lămâi. Da. Toate, deci cel mai bun lucru pe care îl mâncam era peștere de a doua zi rece, <laughs> cu o rece și cu oțet. Era ceva, știi că pare, pare ciudat. Da, dar, toate dar astea înțelegi, combinate, înțelegi toate de astea ce. Combinate, e bun. un gust, un gust foarte bun. Da. Așa și saramura se făcea cu apă, oțet foi de dafin, pentru că erau dafini din Dobrogea. I-au scos comuniștii. I-au scos pentru că era simbolul, nu era nimic. Da, da. da cum s-a întâmplat cu sparanghelul? Cum s-a întâmplat cu da. o grămadă de. Cum s-a întâmplat cu. P -p -p în Marea Neagră. ca să vorbim și de pietre la abuză și așa mai în departe. Marea Neagră au fost stridi. Mi-am am, am cumpărat o carte scrisă de un, de un cercetător care a lucrat cu Custov uh, și care. știu că Custov o pasiune pentru zona asta, delta Marea Neagră, mai mult delta. Dar cumva i-a plăcut foarte mult și prima parte din revărsarea Deltei Dunării în mare și practic putem să-i mulțumim pentru faptul că Delta este biosferă și n-au terminat-o de tot, că e terminată ea oricum, dar acum pare că se reface. În Marea Neagră se găsea, cu mulți ani înainte, se găsea Dorada de Marea Neagră este care a început să apară. Uh -huh. Ceea ce ne dă speranțe că cumva planeta își găsește singură echilibru atât timp În cât ciuda omul, faptului că omul se nu intervine. Se pline de oi pe mijlocul da, mării da, negre da, da, și da, că da, se poluează da, tot definitiv. Da. Și erau stridi, <laughs> În Marea Neagră erau stridi, Stridii care aveau cu totul și cu totul alt gust față de stridiile din Oceanul Atlantic. Evident. Uh -huh. Stridii de Mediterană și așa. Dar pe care rușii le-au considerat când ne-au cucerit Uh, rușii le-au considerat tot timpul simbolul capitalismului, boeriei. Da, chiar asta sunt. Asta sunt. La fel ca și nu mai sunt. <laughs> sunt. Acum, stridia e, nu e foarte scumpă, da? Au dus vapoare cu rapane din Marea Caspică. A, partea aia. Uh -huh. și de da, acolo, da zi, de acolo. Deci de că exact. a început tradiția asta a mâncatului de rapane. Păi nu erau singurile da, care da, se mai găseau pentru că zale. rapana se hrănește cu stridii. Corect, și da, au decimat da. stridiile A încercat cineva să le. să facă o fermă de stridii. E greu. Probabil că o să ia sute de ani să poți să readuci ecosistemul să-l faci cum a fost odată. Dar rapanele au mâncat. Mie rapanele, mie personal, mi se pare o chestie de hipsteral în vama veche. Am încercat și eu să Bine, rapane. mie, îmi plac rapanele, da, de mie, dar nu, nu, nu așa la găleată, Adicem, la modul... Să midiile de Marea Neagră sunt mult mai mișto sunt rapanele. Și mă bucur foarte tare că au apărut ferme de midi Mare de Marea Neagră. Din păcate, sunt marea majoritate în Bulgaria. asta am vrut să zic. Păcate, Te bucur că au apărut ferme de, de unde? Că n-au apărut, au în Marea Neagră, nu au apărut la noi. Din păcate, băieții din Bulgaria sunt foarte supărați pe subiectul poluării constante, prin faptul că sunt fetele alea de la Bruxelles care tot țipă că Marea Neagră e cea mai poluată mare. Eu am întâlnit. Este cea mai poluată mare. Săraca Marea Neagră, scuză mă e între România, Bulgaria, Rusia, Ucraina și Turcia. Adică niciuna dintre țările astea nu are nicio legătură cu sistemul. Niciuna ecofriendly. Marea Neagră e o mare săraca Și Cel mai grav e că întreg vapoarele, cum a trecut vaporul, la plin de sirieni, nu de care avea cursul. Liban, Turcia, care s-a prăbușit chiar în urmă cu, cred că nu e nici jumătate de an, s-a prăbușit pe mijlocul Mării Negre, încărcat un vas de capacitate de 7.000 de oi, care avea încărcate 13.000 pe el, bă -nastră, bă -nastră. au murit toate și s-au și înnăclăit de la petrolul și de la bucățelele alea de metal da, de acolo. Eu cred că treaba aia nu mai poate fi scoasă pe statul român, ne-a costat aproape un milion de dolari să reușim să scoatem jumătate, și o parte din ea s-a rupt, s-a rupt și macaraua, a fost o întreagă distracție. Da, am văzut și eu povestea nu asta. am reușit să o curățăm și nouă, nu ne pare rău, dar plâng bulgarii cu midiile lor că bă, ne da. nenorociți pe următorii câțiva. Ani. Adică noi aveam o treabă aici, știi cum e cu asta cu mările? Nu e nici a mea, nu e nici a ta, dar trebuie să faci ceva, să te da. ocupi un pic Bulgarii de ea, să fie Bulgarii curată. au luat-o foarte mult înainte pe da. partea asta. Am de... văzut că comercializează și garizi de ea mici au, ca uh, și rimpii de Marea Nordului. Deci Radu, spanc, Radu, Radu, din Radu, chiar folosește eu, eu, meniul în meniul lui de la Valachiar. chiar... când găsesc uh... prin gariz, sunt cred că singurul care mm -hmm. face gariz. Da, nu n-am da, 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 mai, n mai t -a. T -a. Uh, Nu se mai găsesc. Sunt super, mie îmi plac foarte mult. Seamănă cu și rimpii mici de la Marea Nordului. Cei mai mici, ca niște viermișori. Sunt niște creveți. Sunt din aceeași familie. Doar că în vremea copilăriei mele se prăjeau la... în cornete în Mangalia și se mâncau ca pe semințe, cum se mâncă în Grecia. Ce mm -hmm. mișto! Da? Da. Existau, deci vezi, băi, noi avem, frate, cred că nu -avem, avem vieți câte am putea să, să facem doar din niște amintiri. Ale mele, dacă ca mine mai sunt oameni care au mult mai multe amintiri. Da. Deci, noi avem. Eu, când aud în momentul ăsta că nu avem cu ce, eu nebunesc. Ba avem. avem foarte mult cu ce. Așa e. Din păcate, Dobrogea a rămas o zonă nedezvoltată. Din păcate. Și cauza e mai degrabă istorică, pentru că trebuie spus că Dobrogea, în antichitate a fost Ciția Mică, după aia, Moesia Inferioară, cam toată Antichitatea a fost acest no man's land, în Evul da. Mediu până la 1200 a fost locul de intrare al tuturor barbarilor înspre Europa, după 1200 hoardele mongolești, tătărești și turcești acolo au trecut pe acolo, intră, da? asta până la războiul, cum îi zicem noi, de independență, să zicem mai corect războiul ruso-turc din 1878, dar și de la 1878 când a început să administreze coroana o treabă pe acolo și s mai ridicat lucrurile. Război, a mai fost o pauză în primul la război, război mondial. De am fost de partea bună a forței. Am I-am lăsat să am lăsat pe trec... ruși. Am, și rușii ne-au ajutat, am, dar, am, dar am, da. nu spunem asta că zice lumea că suntem comuniști dacă da, spunem că rușii ne-au ajutat băi, să băi, ne luăm tot comunism Comunismul, este una, cultura rusească e cu totul altceva. nu vorbim de asta de după 44, care e un amestec de mârlănie cu. Chiar după 1917 am putea să zicem că la comunismul acolo. Da, a ajuns, da, deci din păcate dar, în ultima sută de ani, cam este cultura imens, rusă se cam... Rusia a dat umanității normal. niște chestii imense, pe bune, da. În toate bune. Iar noi ne-am ne poziționat bine atunci. Cine era la putere? Erau tot ăștia, Cogălnicianul, nu ăștia. Era erau... Carol I. Carol. Era Carol I care avea relații cu familia regală rusească, deși unii erau ortodoxi, și unii erau catolici, da. dar spuneam că primul război mondial a mai fost o pauză dramatică de 2 ani de zile, al doilea război mondial a mai fost o pauză dramatică de 5 ani de zile comunismul a mai fost o chestie dramatică de 45 de ani, deci dacă eu să o luăm pe ultimii 700 de ani, nu cred că au fost 50 sau 60 de ani de liniște, legați da. în Dobrogea și atunci mi se pare că e destul de complicat să discutăm despre Dobrogea, elveția din Balcanilor a rămas câtă o chestie, vreme e un no man's land more în continuare săracă, adică Dobrogea răd. nu e... Zona Sibiului care s-a dezvoltat spectaculos. Uite, ce lucruri se întâmplă. întâmplă. În deci, motive se amestecate, întâmplă. și, în principal, da. datorită comunității de germani care a plecat de acolo la începutul anilor da, 90 da, da. și care a continuat să facă lobby și la München și la Berlin pentru zona Hermannstadtului. Da, și, și datorită libertății de care vorbea uh, Radu Maia din Auri. Libertatea de a te lăsa să comercializezi produsul. Libertatea, adică, aveau niște chestii. Era da. și Nicu Ceaușescu de acolo. Adică, stătea acolo. Erau a ajutat niște, enorm, a ajutat Sibiene. Da. Era, era, da. Sibieni au fost cumva pri, privilegii. Ceea ce nu e un lucru rău. Mm. Drama în a, momentul ăsta... nu e de Sibiu care a ajuns patrimoniul UNESCO. Drama în momentul ăsta este cu brânza de Sibiu care ar trebui dracului scoasă. Adică... Plus că mie mi-ar plăcea ca statul român... Băi nu e foarte greu să investești în niște spoturi publicitare și să spui că după... De Acum.. Deci în momentul ăsta, în cât suntem astăzi? Mm -hmm. În 28 noiembrie? 29 noiembrie, 29, da. Se va, se va da de 1 exact. decembrie. Exact. Suntem de 1 decembrie, decembrie, decembrie azi, nu? Bun, suntem de 1 de decembrie azi să pe spunem, internet. Să le spunem celor care <laughs> <n> -as <ziua laughs> ne <laughs> ascultă un lucru foarte simplu. La mulți ani, Cambogia. În momentul ăsta nu există telemea de oaie sau de capră proaspătă. E un fake. E normal că este un fake. Oile s-au înțărcat de mult. Au băgat berbeci noi, oaia nu mai dă lapte, A, pentru da. că și îl păstrează pentru miel. Vezi? Dar tot ce înseamnă brânzet de oaie. Sunt niște chestii pe care order. Statul român și nu, nu mă refer, aici trebuie să fie cineva din Ministerul Agriculturii care să facă chestia asta și să comunice și să interzică adică eu mă aștept ca poliția locală în loc să o alerge pe baba aia care vinde, că vinde pătrunjel de pe la negru, ta, negru să se ducă Vă la ăla care vinde da. telemea proaspătă și care vinde industrial, adică care vinde dar cu era camioanele, dar camioanele. Dar sunt da. șase de magazine de brânză în obor, toate sunt cu brânză de Sibiu din păcate în noi nu avem genul ăsta de grade da, dar ce vreau să-ți spun eu este faptul că, uite, nu ca stat, ne-am încercat să ne branduim cu chestia asta cu telemea de Sibiu, dar statul n-a înțeles un lucru, statul n-a înțeles că își dau peste picioare cu chestia asta, pentru că tu trebuie să ai o brânză și de telorman, trebuie să ai o brânză și de Baia Mare. S-a mai ai reușit, să... ai văzut o de Ibănești a primit a... denumire de origine. Eu știu, uh... acum mai nou și mă bucur, mă da, bucur, adică chiar da. îmi doresc să fac, dar statul trebuie să înțeleagă că își dau singur peste genunchi cu chestia de a ține, domnule, brânza de Sibiu, nu știu și să îndoctrinezi, dacă vrei, între ghilimele, oamenii cu chestia asta și ei când merg la piață să înțeleagă doar brânza de Sibiu. eu știu, eu... E păcat, adică... Eu, știu, eu știu, Tu câștigi banca asta dacă te... Știu că cum faci o știu cazuri de sute reale, cum mulți, așa brânza. zici, producători sibieni, merg la Metro sau la Selgros și cumpără lichidarea de stoc când expiră, oh, wow, când expiră telemeaua râb. industrială, o pun în niște putini, îi pun puțin brad, că de asta de asta s-a inventat, de asta vedeți pe, peste tot brânza învelită în brad. Sigur, se făcea înainte, și uite vezi, în se O asta? face pentru ca să-i ascundă defectele da. de fabricație. Da. să și prindă din, un miros de conifer. Și din cauza asta, uite, încă încă o chestie negativă dacă vrei. Fuga asta după a face o brânză de Sibiu bună, de a-mă identifica uh, ca și cioban de la Sibiu, de a face chestia asta în market duce la chestia despre care vorbești tu acum, să falsifici, să te, cum faci un jmen mai interesant, Bine, să vinzi mai mult, tu mai, uite, să spui și că ești din Sibiu chiar dacă tu ești din Cugir și așa drama mai departe. asta nu e doar la noi. Este o totate. dramă, este o dramă, frate. Drama chiar asta, este o uite, dramă. la Transilvania Gastronomică acum doi ani a venit un tip care e din Cluj, un român care studiază la e ceva cercetător la Universitatea de Agricultură din Bolonia. Care se pare că este una dintre cele mai șmechere din, din Europa, ne-a dat și sistemul. Pe care așa. facem noi, cu trei ani la facultate, a, da? doi ani la master, trei ani doctorat, așa se Sistem cheamă, sistemul Bolonia. Da, 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 Și băiatul ăla se era plătit de statul uh, italian să descopere fake-urile din industria de brânză din Italia. Pentru că statul italian, ce să vezi, e un stat super smart și vrea să elimine chestia asta. Și de fapt, a descoperit că mafia Celebra mafie, da? Mafia Sigur, are și partea aia dark, cu droguri, cu femei, cu prostituții. Da, știi cu... că în America de Sud mor oameni a, de la avocado, așa. mai mult decât de cocaină. Da, cocaine. mafia avocadoului este una care a distrus Columbia. <laughs> Asta încerc să, în să spun. Asta net care să-l vadă multă lume Asta atunci în când să, cumpăr să spun. un avocat. Cum, cum se numește cum documentarul? Nu știu cum se numește. Okay. Rotten. 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 Da, okay. da, okay. E un episod, este o serie și recomandăm oamenii Rotten. să se și la el. Dar una dintre ele este efectiv cu Columbia și cum practic un avocat a distrus un ecosistem. Da? E, băiatul ăsta, tipul ăsta, a ținut un masterclass la Sibiu, a descoperit de fapt că 60 și ceva la sută din parmezanul care se vinde în Italia este fake. Excelent. Este fake. -are, sigur, este o, e o brânză foarte bună. Da? Pentru că îl fac la fel ca pe parmezan. Numai că. Cum nu, e învață, da, nu e brânză de parma. Nu e brânză din arealul în care Nu e brânză de parma. Cum zicea Nicolae Filimon, da, brânza da? de parma. No, da, asta și zic. Asta este, asta este apanajul mafiei Deci mafia cumva a descoperit Că mâncarea a devenit o chestie Foarte cool Suntem mulți pe planetă și se mănâncă foarte mult Deci ok, facem și droguri Facem și fete și ce făceam noi toată viața Că nu ne iese din sânge nouă asta Să punem pistolul pe masă Dar de ce să nu facem și niște brânzică uh -huh. De ce să nu facem niște, niște foarte multe money. It's all about money. It's all about money. Da. da. și din păcate noi nu avem grade pentru chestia asta pentru că discutam uite, iată de proprietatea intelectuală a brânzei de Sibiu, de proprietatea intelectuală a salamului de Sibiu, de proprietatea intelectuală da, a, a să brânzei. Da, să înțeleagă lumea că nu ave nimic cu oamenii din Sibiu. Din nu potrivă, chiar nimica. încercăm să, pro să mergem, promovăm oamenii care fac cu adevărat brânza de Sibiu. la Sibiu și da, facem. Spuneam, da. la Sibiu. Încercam să spun că brânza asta înregistrată sau carnea înregistrată sau pâinea înregistrată sau whatever poate fi și o problemă la un moment dat și poate inclusiv să-i nege dreptul unui om dintr-o comunitate sau de lângă comunitatea respectivă de a mai face produsul ăla. Uh -huh. Că tu nu ești in our gang. Nu știu cum să zic. Adică mi se pare că și aici e o discuție care trebuie foarte fin aplicată Doi, în România. Dacă vrei să schimbi lucrurile, schimbi. Am fost anul trecut, până să înceapă mizeria asta de, 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 de pandemie, care sper dracului să se termină odată, am fost în, în Friuli în friul Veneto. La niște producători de vin, eu mai nou am o, am făcut o pasiune pentru vin și nu vreau să fiu un desta care vin de vin fără să aibă habar, prefer să cheltui în educația mea și să călătoresc foarte mult, să învăț de la unii care practic o să se ocupă de 100 de ani. O să prefer, Te știu, la pare, pare lipsit de patriotism, dar e logic ce o să vă spun acum, prefer să învăț de la unul care face vin de 500 de ani decât de la unul care face vin de 5 ani. Păi și noi facem tot ca da? Sauvignon și Merlot și Adică dacă să da, pornim de la Sauvignon Blanc, adică îl, tot trebuie să mergem acolo să vedem de îl unde îl a plecat. Prost, ca Mulți să... nu pleacă. Pentru eu, că eu, aș zice, pare... eu în România n-aș învăța decât de soiurile autohtone, care le într-adevăr nu le găsesc în Italia, e, că fetească care, neagră n-am ne unde să găsesc, care, găsesc și în și Italia. vorba de cum... De care ne e sigur, De care ne e rușine. Da, da, și asta. Nu avem o lege a fetești negre. În fine, e o discuție, am putea asta două Mai facem un episod. Dar um, oamenii ăia, pentru că își protejează foarte mult. Am, am urmărit un strugure care se numește. Am urmărit doi struguri. Ribola geala, e un fel de Sauvignon blanc, geala uh, fiind galben în italiană. Eu deci un strugure alb. Și unul care se numește Refosco. Și l-au și italienii, în Friuli Veneto, mai, puțin, mai sus de Veneția spre Slovenia, dar l-au și sloveni, L-au aruncătură de băți e Slovenia, adică... Deci același tip același strugure, numai că se numește în Slovenia da, something, aici E, cum au identificat, cum au făcut ei în așa fel încât consumatorul să fie sigur că sunt mulți consumatori naționaliști. Ceea ce mi se pare foarte tare. Vrei să bei vin românesc? Bravo, este alegerea ta. Și sunt... Patrioți, nu naționaliști, că naționaliști... Patrioți, da, corect, ca să fim și politicării, corect, deși urăsc acest termen. Nu de alta, dar mai nu facem mai mult rău deci au identificat harta regiunii, da? pe arealul ăsta s-a dat DOP pentru Ribola Geala, pentru Refosco, pentru whatever, da? la fel și cu brânza. A și atenție ce vă spun. Și au pus, au lăsat în vie să umble un anumit fel de tractoare, ale mici, frumos, da? uh -huh. le-au pus GPS, au făcut pentru că suntem în era tehnologiei și tehnologia nu înseamnă doar să folosim telefonul mobil să ne facem selfie. Adik right. ei se ajută de tehnologie. Clar, da? Nu o clar. folosesc doar ca să posteze pe Instagram și mai Dubai și I love my, I, I love my job. Eu când vă pas asta I love my job, trebuie să-ți evident că și urăsc e, job. -ul. E limpede că îl urăsc cu o putere <laughs> greu <laughs> de <laughs> imagina dacă scriu I love my job. Trebuie să-ți întreai urăsc job. E, adică când, în momentul în <laughs> care îți iubești jobul, nu scrii niciodată I, I, love, I love, love my job. I love my când job, vezi job, vezi job că vezi pe Facebook vine așa un pic înapoi. Aia care își pozează compulsiv gagicile, aia nu le iubesc, să fie foarte clar. Când îți iubești gagicile, nu le iubesc. Iubesc, uh, uh, are alt interes. le Le că să interesul să dea mine pe Instagram. <laughs> și atunci au făcut în, co în, în colaborare cu Slovenia, evident, care Slovenia e o țară foarte civilizată și foarte dezvoltată. Tot fostă provincie maghiară, da? tot ca Transilvania, da? da. populație importantă e, maghiară în toate orașele mari. Tractorul care din greșeală, deci din greșeală, depășea cu roata zona de DOP, strugurile alea nu mai intra la DOP. Nu aruncau struguri, nu făceau nimic. Bă, deci depășeapte o lucru, mi se pare deci un lucru. Poate din cauza unui trafic, poate da. era moșul care conduce tractorul. E monitorizată prin satelit, că nici nu trebuie tehnologie foarte mare acum. Avem ne, ne putem monitoriza noi cu Google Maps, știm tot timpul unde suntem, știi? Mi se pare extraordinar să faci asta, frate. Și mie mi se pare extraordinar Deși tu știi Mihai că noi am mai discutat că mie mi este teamă de epoca hipercorectă în care urmează să trăim. Da, uh, dar da, când vorbim de, da. de mâncare, de struguri de asta, exact, epoci. exact, exact, exact. Altfel, Bă. uite, că vorbeam mai înainte de mafia alimentației, dacă vrei, că despre asta e vorba. Aia altfel se poate nu aranja mai repede la hipercorectiv din decât. Asta un om zic, simplu altfel nu poți să o rezolvi. Care poate greși? Dacă nu faci, uite cum au făcut slovenii, cum au făcut uh, cum fac spanioli. Cum fac cu, E greu să să rezolvi chestia asta, știi? Și poți să faci schemuri, poți să faci menuri, poți să faci. B -a -a -a. B -a 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 -a. Bill Gates și 5G ne pot ajuta totuși. Adică, în afară de faptul că marea a românilor îl pe Bill Gates, marea a românilor care folosește Windows îl urăște deci, pe Bill că, Gates. În fine, încă da? mai facem două podcasturi, că nici măcar nu-l cunosc pe Bill Gates, măcar nu știu, Așa. nu, am avut un titlu. Uh, și... În Spania, pentru cel mai scump hamon al la Belota uh -huh. Samtin, care crește mai jos de Cadiz, între Portugalia și Gibraltar, e zona acolo uh -huh. cu multă influență maură, unde uh -huh. sunt foarte mulți stejari. E un stejar pe care și a au obținut și pe un fel de Un Cel de basturmal Așa, extrema, extrema dura mi se pare că se numește uh, regiunea. Ei cipează porcii. Deci un fel de dar pe porci. Uh -huh. Știi, ei cipează, le pun la o și un cip. Pentru că, ca să poți să-i. Cel consumator consumatorului 500 de euro pe kilogramul de hamon, frate, trebuie să-i ofer ceva. Și în afară de faptul că trebuie să-i ofer calitate, trebuie să-i ofer poveste. Pentru la. că nu mâncarea vinde că e gustoasă. Ok, îți dau un pilaf cu cocoș. Dar dacă eu vin să spun ție povestea lui cocoșul Gogu, pe care l-a omorât bunică mea ca să salveze sora și este true story, tu o să înțelegi altfel mâncarea aia. Și te-am avut. În momentul în care ți-am povestit chestia asta. A, e foarte important pentru oamenii din industria noastră. Că observ în ultima vreme niște oameni care dintr-o dată încep să scrie povești, încep să fie ei, așa, mm -hmm. cu multă istorie mm -hmm. gastronomică, mm -hmm. ei sunt la oraș, marea majoritate, așa, consumatorul simte fake-ul. Da. Păi simte fake-ul, în primul rând, în gust și, în al doilea rând, îl simte dacă e un consumator de mâncare bună, este Dar un, ar un... un... Este... Bă, Dar ar Dumnezeu să-l simtă. E ce să-l simtă. Vorbim de cele mai bune restaurante, da chiar nu. sunt oameni de. Da. Chiar ultima oară când am Eu nu mă îndoiesc de... de restaurant, eu mă îndoiesc de clienți. Păi asta Bă, a devenit chiar, chiar, ai, de dar chiar, chiar a, a devenit. Chiar eu am, a fost devenit fost, la, eu am fost așa. la o întâlnire de bucătări, eu nu mai merg la întâlnire de bucătari. Se organizau, cred că se organizează în continuare. <laughs> nu mai merg pentru că păi, nu m-a speriat o singură chestie. mi, -mi plăcea foarte mișto. Că râdeam, beam un șpriț, mai schimbai una alta, da. așa, mai, mai o bârfă, mai... Dar nu m-am mai dus pentru că am auzit o chestie foarte interesantă când doi bucătari, da, ei își pun șef, dar eu le zic bucătari, Așa? La un pahar de vin au deschis o discuție care a început la modul: Băi, ce dracu ne facem că devin clienții din ce în ce mai pretențioși? Ce facem? Păi, prietene, pe un moment. Noi, noi -am asta ne dorim, adică să fie. Cu rugol și ieșeam pe stradă. Da, de fericire. Tu am pe piept, clienții români da. au devenit pretențioși. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu, ca personal. Bucătar mă pot dezvolta, nu mă pot dezvolta lângă un tâmpit niciodată, exact. o să rămân cumva la nivelul lui Tâmpit din punct de vedere gastronomic din, Tâmpit din da. punct de vedere gastronomic Ideea și e că... nu se aplică doar la bucătar, da. se aplică în orice domeniu Nu, dar ce voiam să zic de asta cu, cu, cu clientela, că pur și simplu a devenit foarte interesați și studiază frate înainte să mănânce uite, de exemplu când am gătit Radu la Malder. Bă, am avut acolo o mână de oaspeți Nu dar asta vreau să care spun, știau eu cred că ei reprezintă o minoritate. Mâncau, știau la modul ce vrem să transmitem, știau ce, la ce să se aștepte, știau când vorbea Radu de un vin. Adică sunt niște oameni care sunt pasionați de a mânca. Înțelegi? Începe să dezvolte chestia asta și este Foarte mult. o bucurie enormă pentru un bucătar. Ca bucătar este... dacă nu ai wow! challenge, adică nu eu, eu m-am Când vorbeam cu oameni și da, da știm despre ce e vorba, nu știu ce, noi îl vedem așa. Adică plus o dezbatere, plus tot timpul să ai și ce să înveți și tu ca bucătar de la, de la oaspete, de la client, știi? Se dezvoltă da. chestia asta și este, cum zice Radu, că ăia se întrebau că ce ne facem. Eu cred că merg pe varianta asta cu aș ieși în chiloți în stradă și m-aș ura de bucurie la mine în curte, că mă pot La mine în curte, dezvolta dacă și eu. mai deschide un bistro mâine, eu o să fiu cel mai fericit om din lume. Da. O să fiu cel mai fericit om din lume și nu o spun ca să par eu că sunt mai altfel decât alții, nu. Știu sigur că am momente de plafonare, evident, Aici. e, cu concurența la cur, că e acolo, în spate, nu e în alt oraș, nu e la șapte străzi, e în spate, în aceeași curte. Cu concurența la cur trebuie să fii tot timpul da. cu un pas înainte. Da. Asta îți dă ție ca om un motiv să te dezvolți personal dacă vrei să rămâi în industria asta. Dacă nu te faci cizmar sau cum le spune la băieți ăștia, bucătare ăștia tineri uh, care uh, intră în bucătărie doar pentru premii, așa le spun, există industria filmelor porno unde poți performa <laughs> lejer, și premii mult mai câștiga ușor, și de, premii. de Băi, în să nu ne uităm misiunea, în bucătărie intri să gătești pentru client, nu pentru premii. Asta este misiunea mea ca bucătar. Să-l aud pe la plescăind, frate. Deci dacă mie îmi plescă era la masă, să șterge <laughs> și ca îmi zice, îmi zice mai bine. dăm mâine. Mie, pentru mine cea mai mare mulțumire în momentul ăsta este când se ridică de la masă un client și îmi spune auzi, crezi că poți să am și mâine masa asta? Mă mai interesează noi vreun premiu vreodată? <laughs> 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 da, corect, corect, corect. <laughs> Corect, mi se pare super ok. Da. De da, ce da. m-ar interesa? Ți-ai da, făcut sigur, treaba, frate, te conștienti. Ca, ca ego-ul meu de, per, de, 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 de om, e foarte ok să ai acolo premiul 1, premiul 2, premiul 8, premiul 9. Dar aia 8. e ah, în subsidiar. Iar ce nu, ce nu pot înțelege este, uh, ne lăudăm cu... Uh, suntem pe locul 1000 în lume. <laughs> Hai mă, bune. Eu vreau eu vreau înainte de, de a închide acest podcast, pentru că așa am început cu bunicul tău cu moșul ok, se punea la masă. Și cum și moșniță cum și încheia el discuția Când cu familia înainte nu, să Deci nu, nu, nu se ridica nimeni până nu, nu se vorbea la masă. Așa. Se la final era invariabil cea unul de mămăligă adus cu lapte în el și de se cu, punea cu ce a rămas de la da, se punea zahăr sau dulceață. Uh -huh. Și era cumva desert. Da. da. Termina moșniță de mâncat, se ștergea cu ștergarul, se ridica, se ridica toată lumea. Bă, Radu, îți mulțumim foarte tare bă, că ai participat la podcast Unde îl mai vedem pe Radu? La paprika. Îl vedem pe Radu la Paprica TV, așa. îl vedem pe Radu la Voala. Așa. Acum, na, când face delivery, face cu pick-up sau îți trimite acasă pick fără bă. alți doar agenți de livrare? Okay. Așa. Bă. Bă. Îl găsim la Lovin. De 1 decembrie, chiar da, da, astăzi da, când Lovin, vorbim, bă, în vin, okay. -vin de și client. de 1 decembrie se întâmplă un eveniment foarte da, Lovin, fain. Da, da, e sold out. E sold out, aici da, nu mai... E, e bun, <laughs> la măcar pe net, noi am zis out, să zicem da. totul la sfârșit. Mă, și eu, da. eu am descoperit o chestie foarte interesantă. Uh, sigur că e foarte mișto să ne dezvoltăm împreună cu teroarul, cu nu știu ce, dar eu cred în momentul ăsta că e important pentru un business din Horeca să supraviețuiască. Și atunci am început, eu am început să fac niște chestii pe care nu le fac în mod normal în meniul meu. De pildă fac o paia foarte bună. Pentru că am identificat... Paia de la Voala este top. Mi-a fost mie poftă. Și am făcut una pentru mine și prietenii mei, am pus-o pe net și a doua zi a luat foc netul. Și mi-am dat seama că folosesc midii de Marea Neagră, folosesc multe chestii românești, a apărut, apropo, băieții de la grădina corbilor, fac șofran. O să, o să scoată șofran. Super, super. Românesc, da? Gemenii deci, de senzație. Da, foarte mișto băieții. Da. Uh, îmi dau seama că eu cu chestia asta pot să supraviețuiesc mai departe și nu o să-mi fie rușine, chiar dacă eu eram noi, eram promotorii, local, teroar, nu știu ce, frate. Acum e un pic de război. Și atunci, în război îmi pare rău, dar eu vreau să trec mai departe și după aia mă întorc la ale mele și ne întoarcem la ce facem. Și fătevinte. ramenul, ramenul pe care îl faci trebuie da, să urăși spre despre el că este mi Și m -am, m -am wow. dat seama că oamenii care vin acolo nu mai călătoresc foarte mult, că nu mai avem să călătorim. Și atunci de ce să nu-i dau o dată la două săptămână pe aia făcută cumva cu jumate din ingrediente românești? Pentru că bre, când am gariz, pun gariz ea. Foarte Ina, drăguț. Da. Chiar îmi doresc să, păi, să, să, o încerc o dată. Abia așteptăm să ne comandăm și noi. Și uh... Radu Dumitrescu, 1 decembrie, ziua României, la, la mulți ani la la România, la mulți ani Israel, la mulți ani Thailanda în și în la mulți ani Ungaria și celelalte ce, țări care ne ajută să fim mai buni. Bineînțeles, bineînțeles.